bună ziua, doamnelor și domnilor, Manda Popescu sunt. Iată că ne revedem după Crăciun. Sper că ați avut sărbători fericite, liniștite, ați mâncat, v-ați relaxat, v-ați și distrat, că așa e frumos. Sigur că posibilității sunt nenumărate, atât de relaxare cât și de distracție în județul Vâlcea. Mai avem un pic și iată că se închide anul 2023. Cu bune curele a trecut, ne apropiem cu repeziciune de anul 2024, dacă unii își pun deja în plan ce vor face la anul pentru alții, și mă refer aici, doamnelor și domnilor, la o specie aparte, și anume politicienii. Este 2024, este un an cu foarte multe provocări, sunt 4 rânduri de alegeri, doamnelor și domnilor, după cum bine știți, europarlamentare, locale, parlamentare și prezidențiale. Despre politică discutăm astăzi, politică și administrație cumva, pentru că alături de mine în studio Antena 3 Vâlcea este deputatul PNL, Laurențiu Cazan. Bună ziua! Bună ziua, bine v-am regăsit! Da, iată că PNL Vâlcea reușește să fie Moș Crăciun pentru aproape 30 de localități din județul Vâlcea, pentru că în aceste localități s-au aprobat investițiile pentru introducerea de gaze naturale, domnule deputat. Da, doamna Popescu, este vorba de 29 de localități, este vorba de prima fază a proiectului național Angel Salinii. Este un proiect pe care noi l-am asumat din campania electorală din 2020, și anume să încercăm să introducem gaze naturale în aproape fiecare localitate din acest județ. Pentru că la momentul respectiv, lipsa conductelor de gaze naturale, această utilitate, zic eu și zicem noi, PNL Vâlcea, fiind o chestiune de normalitate în anul 2023, lipsea cu desăvârșire în localitățile din județul Vâlcea. Am început pentru prima dată cu 6 localități care au intrat într-un poin de apă și de gaze naturale și au fost semnate contracte pe 6 localități, și ulterior am înființat acest program național de introducere a gazelor naturale prin Angel Salinii, așa cum a fost acum acest program vine și investește și în rețele de apă, canalizare și drumuri, iată că acum vine și investește și în gaze naturale. Este o promisiune pe care noi o ținem față de cetățeni, și săptămâna trecută, cu o zi înainte de ajunul Crăciunului, ministrul dezvoltării și ministrul energiei, ambii miniștri ai PNL, au semnat acest contract în valoare de 200 de milioane de lei pentru înființarea rețelelor de gaze naturale în 29 de localități. Bun, după eșecul acelui altui mega proiect, cel cu Adiapa, știu, nu are legătură cu noastră. Nu, eu mă refeream la mari proiecte. Pentru că, domnule Cazan, știu, dumneavoastră sunteți liberal, sunteți membru PNL și sigur că este firesc să trageți înspre PNL. Dar eu, când vorbesc despre mari proiecte, mă refer la mari proiecte la nivelul județului Vâlcea, întregului județ. Și acesta, Adiapa, este un eșec, trebuie să recunoaștem. Este un eșec. Nu e un eșec pe care noi nu l-am asumat. Noi am avut o victorie că am reușit să luăm un proiect de la stadiu de implementare, de concepție, la 30-40%, l-am dus la 100%, l-am finanțat, l-am semnat, l-am finanțat și l-am dat în mâna celor care erau care aveau obligația de a-l implementa. Nu mai vreau să mai discut despre asta, vreau să discut despre lucruri pe care guvernul poate să le facă. Nu ne-am uitat la tot ce înseamnă criteriu politic, așa cum am făcut și prin proiect de Angel Salinii. Dăm tuturor localităților care se încadrează în aceste criterii în prima fază, urmează la anul să se semneze contracte și cred eu, sau am speranța, că până la sfârșitul anului să fie semnate contracte pentru înființarea rețelelor de gaze naturale în fiecare localitate din județul Vâlcea. Să fie o promisiune, un proiect mare pe care ni l-am asumat în campanie electorală, să fie o promisiune pe care am îndeplinit-o. Să mergem, chiar mă uitam zilele astea în ceea ce promiteam oamenilor în campanie electorală din 2020 la parlamentare, și eram undeva în comuna Pietrari, unde primarul mergea să facă cereri, să meargă la Transgaz cu cererile de racordare a oamenilor pentru rețeaua de gază, că era nevoie de semnături.
să demonstrăm că oamenii își doresc introducerea acestor utilități. Și iată că lucrul ăsta s-a întâmplat, suma este, zic eu, destul de mare, proiectele vor începe rapid. Sunt sigur că voi începe rapid, că toată lumea are nevoie. Avem la nivelul celor 29 de localități, în total, o investiție de 200 de milioane de lei. Da? Da. Ok. Este suma E o sumă record care va da posibilitatea modernizării acestor localități. Să le ducem la nivelul secolului în care trăim. La nivelul al 2024, modernizate așa cum trebuie și avem în momentul de față localități care vor putea să ofere în 2024 cetățenilor toate utilitățile de care aceștia au nevoie. Știți ce vine să vă cert acum? Și drumuri. De ce? Știți de ce vine să vă cert acum? Chestiunea aceasta este una absolut incredibilă și senzațională, credeți-mă. Dom'le, la 3 ani de zile, nu știu, PNL-ul, și dumneavoastră sunteți unul dintre bunii comunicatori ai PNL-ului, dar parcă, nu știu, parcă v-ați autosabotat. Acum, mă bucur că, iată, reușim să discutăm despre... Eu sunt sigură că ați făcut și în ultimii 3 ani de până acum, ați mai făcut lucruri. N-ați reușit cumva să le aduceți publicului, să le comunicați cum trebuie. Eu unul personal vin la dumneavoastră și încerc prin fiecare în asta să nu pot să... Lasă, știți la ce mă... Da, eu refer. Știu la ce vă Bun, referiți dumneavoastră. Discutăm. Asta încercăm că procentele din sondaje, domnule Cazan, nu se reflectă numai în activitatea dumneavoastră. Da? Dumneavoastră sunteți ok ca și parlament. Dacă vreți, toți parlamentarii de Vâlcea ai PNL-ului sunteți activi și așa, dar la nivel macro, la nivel național, PNL-ul nu stă bine în sondaje și nu din vina noastră. Nu din vina mea, păi asta zic. Nu este din vina mea, dar să știți că nu știu dacă neapărat comunicarea, ci situația în care am fost. Eu zic că este, lumea ar trebui să ne aprecieze pentru că am fost responsabili și am guvernat, nu cred că am avut o zi să nu guvernăm într-o situație de criză. Noi din 2019, de când am intrat la guvernare și până astăzi, suntem într-o situație total de criză. Când am avut pandemie, am avut criză energetică, acum avem război la graniță, toate lucrurile astea au fost în spatele nostru și nu am reușit poate nici să comunicăm așa cum trebuie, dar când tragem în linie, am făcut lucruri mari pentru România. Bun, în aceste realizări. Important. Importante. Mai ales prin acest program național de investiții prin acest program Anghel Salini, care este un program asumat, gândit și asumat de Partidul Național Liberal pe criterii de necesitate de dezvoltare a comunităților locale. Dacă în perioada interbelică am fost partidul care a reformat România, vom rămâne după această perioadă tot care un partid, când veți uita în urmă care a modernizat România așa cum trebuie. Nu ne-am uitat la culoarea politică, n-am făcut un PNDL în care să împărțim bani pe criterii politice pentru că ne-a dezavantajat și ne-a ținut primarii în loc. N-am putut să dezvoltăm propriile comunități și dacă am criticat Partidul Social Democrat pentru că finanța discreționar proiecte și a lăsat comunități ale partidului conduse de Partidul Național Liberal le-a lăsat în urmă, noi nu puteam să venim la guvernare să facem fix același lucru pentru că nu ne stă în caracter. Și de asta am creat programe naționale pentru dezvoltare și modernizarea României. Asta știți că și în Dezvoltăm România a fost sloganul nostru în campania electorală, că se poate și că dezvoltăm România. Asta au fost obiectivele. Și când vă uitați la numărul de kilometri de autostrăzi care s-au șantierele deschise din 2019 și până nu astăzi. Nu vreți să discutăm despre numărul de kilometri. Să discutăm. Nu de vreți, ce? Nu vreți. De ce? Este o rușine. Domnule, de ce e o rușine? Este o rușine față de cum se dezvoltă alte țări. Da, de ce o luați așa ca o rușine? Păi pentru că nu se întâmplă lucruri, domnule Cazan. Ar trebui să le aveți în vedere, să vedeți cum se dezvoltă raportat la țările care au intrat cu noi în Uniunea Europeană. Haideți să fim și corecți. Aici. Eu nu pot să iau dezvoltarea României pe autostrăzi până în 2017. Autostrada Pitești-Sibiu, vreți să discutăm? Da, a început și în ultimul tronson s-au început lucrările. Deci iată că începem. Nu mai stăm pe loc. Bine. Nu mai sunt promisiuni, nu mai sunt vise. N-am apucat de ele. Pe Valea Oltului se circulă la fel de Știu greu. Știu că se circulă, dar acum ce vreți să facem? Să circulăm cu dronele? Acesta nu este un răspuns care pe mine să mă mulțumească. Păi nu vă spun, și nu neapărat pe mine. Răbdare, pe cei, păi câte răbdare să avem? Sunt câți ani de la Revoluție? 33 de ani. Noi nu putem să răspundem pentru 33 de ani. Clasa politică
cealaltă poate să răspundă pentru ce n-a făcut. Eu pot să răspund pentru ce s-a întâmplat din 2019 și până. Dar nici răspunsul potrivit pentru un alegător nu este circulați cu dronele. Indiferent, păi nu e. Eu am spus ce vrei să facem. Păi ce vrei să facem? L-am scos în 2 ani de zile. Mișcați-vă mai repede, lucrați mai repede, faceți autostrăzi mai repede. Avem banii, am semnat contractele, finanțăm, nu sunt lucruri pe care noi nu vrem să le facem. Așa este mersul firesc al lucrurilor. Al drumurilor. N-ați greșit. Nu, dar dacă când vom avea în 3 ani de zile autostrăzi pe care vom circula sau chiar în 2 ani de zile într-un termen foarte rapid, o să vedeți că lucrurile o să se schimbe. Cu pentru siguranță, toată lumea pentru bine. Noi toți, exact. Da. Și pentru România până ieri am fost spre Craiova și în 2019 când am intrat noi la guvernare era decât o singură cărămidă pusă pe acel drum expres de Dragnea și Olguța când lui au făcut celebra inaugurare, au montat o cărămidă, o dală. Dar acum se circulă pe acel drum. Deci vedeți, lucrurile bune nu le scoate niciodată în evidență lucrurile care s-au întâmplat. Dumneavoastră trebuie să le scoateți în evidență, pentru că unii, domnule Cazan, de ce vreți dumneavoastră să acuzați presa că nu comunicați dumneavoastră eficient? Nu acuz presa. Pentru că iată, sunt alți politicieni de la alte partide, este adevărat, care au făcut, să zicem, o investiție pe aici prin județul Vâlcea. Și nu numai că este numele instituției, este și numele personajului politic. Da, da? Nu vrem să avem situația asta. Vrem să livrăm oamenilor, nu ca livrați, și persoană. Livrați, persoana, dar ar trebui să știe și cine livrează. Sunt făcute de guvern, nu sunt făcute de banii mei personali. Păi unii au impresia că le fac pe persoană fizică. Sau de banii instituției, sunt de banii județului, nu sunt din banii persoanei fizice. Bun, acești bani, 200 de milioane de lei, trebuie să precizăm că sunt bani de la bugetul de stat. Adică nu sunt din... pușculița vreunui politician. Nu sunt exact. Din visteria țării până la urmă, din taxele și impozitele și noastre. Și le dăm înapoi. Exact. Și formă de investiții, ca așa și trebuie. Și bugetul pe care l-am votat în săptămânile trecute e unul, zic eu, pozitiv pentru investiții și acoperă toate sumele acestea pe care le-a și un realist de data asta. Bun, haideți că chiar vreau să știu opinia noastră vis-a-vis de buget. Cum vi se pare? Este unul realist, nu e nimic întâmplător în acest buget. Vă spun că este extraordinar de greu să lucrez cu domnul Marcel Boloș, indiferent din ce partid face parte, este extraordinar de greu. Așa. Dar vă spun că per total atunci când o să trage în linia, acest buget este unul realist și nu ne va aduce în situația în care ne-am aflat în anul 2023, când am supraestimat încasările la bugetul statului și a trebuit să ajungem să facem tot felul de situații ca să ne încadrăm în deficitul bugetar. Imaginați-vă că totuși avem un an 2024 încă o dată cu 4 rânduri de alegeri. Da. Adică mie mi se pare că în anul 2024 nu o să prea mai muncească nimeni în țara asta. Bine, privații. Dar la stat, păi n-ai când. Că uite așa vine, să zicem că poate până în pași să se mai facă ceva. Dar după aia intrăm în precampanie. Dar ce treabă au instituțiile statului cu campania electorală? Haideți acum să muncească, că nu toată lumea, toți bugetarii sunt angrenați în campanie electorală. Primăriile sunt toate, da? Sunt sau nu sunt? Politic. Păi politic. Păi politic, primarii. Dar una e activitatea politică, alta e activitatea pe care o fac administrativă. Credeți că nu se vor duce, nu se vor duce la muncă? Se vor duce, dar nu e ca și cum se vor întâmpla lucruri. Adică, într-un an electoral și dumneavoastră știți, poate mai bine decât mine, oamenii nu mai sunt tentați să... Eu vă mai determinați acum. Și pe primar, pentru că sunt toate rândurile de alegeri în același an și eu cred că vor fi foarte motivați să-și îndeplinească obiectivele și proiectele până în septembrie. Eu vă spun că nu o să fie chiar atât de rău. Bun, mai ales că, iată, există un buget votat deja. Există un ajunge buget realist. În teritoriu. A fost și încă o chestiune pe care a trebuit să mai aveți dumneavoastră și chiar colegii mei n-o comunică. De când am venit la guvernare, cred că o singură dată am votat bugetul în ianuarie, în a doua săptămână din ianuarie, în primul an. Păi ne aducem aminte că, nu mai știu, pe guvernarea PSD am avut în mai. În mai aveam bugetul votat. Aveați bugetul, da. Iată că venim în sprijinul românilor cu un buget votat în decembrie, ca toată lumea să aibă timp să-și preconizeze veniturile, cheltuielile, așa cum trebuie, într-o societate
într-o țară europeană modernă. Bun, ce se mai întâmplă pe la PNL Vâlcea? Am văzut că reconfigurați, reconstruiți, căutați candidații potriviți, faceți lucrurile noi. Suntem într-o continuă, să zic așa, începem să schimbăm rândurile, unde avem candidați care nu mai reprezintă, chiar dacă sunt primari în funcție, nu mai reprezintă interesele comunităților locale, noi am luat decizia să îi înlocuim și să mergem cu un alt candidat. Puteți să-mi dați și exemple în sensul acesta? La Mihăiești a fost primul pas și mai urmează, mai sunt câteva localități. Ok. Chiar dacă sunt primari în funcție, chiar dacă avem o echipă acolo care a câștigat alegeri, dar trebuie să ne gândim că trebuie să oferim și partidului ca să rămână la guvernare. Nu e posibil ca la alegerile locale tu să iei 60% și la alegerile parlamentare să luăm 10 sau 12%. Nu mai merge. Niciunde nu mai merge chestia asta. Adică nu mai acceptăm în rândul nostru oameni care nu țin... Care trag doar pentru ei, până la urmă. Pentru că eu am mers în campanie electorală și am girat pentru el. I-am oferit sprijin financiar să-și implementeze toate proiectele. Și atunci e normal că dacă eu sunt corect cu cineva și acel cineva să fie corect cu mine. Nu există chestia asta în care la mine în localitate toți sunt PSD și eu sunt extrem de bun și mă votează numai pe mine, că sunt un primar extraordinar și ăla nu mai merge. Are legătură cu faptul că localitatea Mihăiești este... Nu are niciun fel de legătură. Nu are niciun fel de legătură. Dar mă lăsa să termin ideea, că acolo locuiește președintele Consiliului Județean. Nu are niciun fel. Dacă era așa, nu puteam, aveam sprijin, puteam să... Nu sprijinim, da? O facem. Că nu... Drăgoiești mai este iar o localitate o localitate în care... Dar cred că acolo v-a luat-o primarul înainte. Adică nu e ca și când... Adică el a decis să nu mai meargă cu dumneavoastră. Până una alta vom vedea la momentul respectiv. Nu ați luat o decizie în legătură cu Drăgoiești? Când luăm deciziile, o să vedeți că ne prezentăm candidații în localitățile respective. Okay. Dar în principiu cam este cam aceeași. Și la Drăguiești, cam aceeași situație ca și la Mihăiești. Păi la aia mă gândeam. Da. Vom veni cu oameni noi, cu oameni care sunt dedicați comunității locale, care nu... La Băbeni cu cine mergeți tot? Domnul Buzic? Cu Ștefan Buzic, cu fiul domnului Buzic. Cu juniorul? Da. E președinte de organizație. Încercăm să schimbăm liniile. Eu cred că avem un eșalon al la doilea. La Băbești, domnul Cumpănășoiu mai poate candida? Știu că... În momentul de față, nu. Nu mai poate candida. El poate să candideze, să participe la alegeri, dar nu poate să fie ales, să-i fie mandatul validat. Știți care este situația. Și atunci ce faceți? Acolo era o variantă bună. Păi în 2019 am luat un oraș care arăta ca un ghetou și acum este un oraș modern, cu străzi moderne, cu apă, cu canalizare. Acel oraș avea nevoie de canalizare de acum 30 de ani. Da. Noi în mai puțin de 3 ani de zile am dezvoltat un oraș și îl duce la plus. Dacă o să vă uitați pe lista aceea și valoarea investițiilor în gaze în Berbești este de 15 milioane de lei. Berbești, Sinești și Alunu. Iată că ne gândim cum să dezvoltăm și acele comunități. Pentru că odată cu închiderea minelor care se va întâmpla acele localități trebuie să trăiască din ceva. Din ceva, și dacă nu au utilități, nu pot să investească în turism sau în altceva. Am înțeles. Să dezvolte industria. Deci acolo trebuie să căutați variantă la Berbești, o altă variantă, deși domnul Cumpănășoiu... Ce-a făcut treaba acolo? Un primar extraordinar, vă spun, de nota 10, chiar de nota 10. Dar Ani, cea atent veghetoare. Nu pot să comentez deciziile. Nu comentăm, dar... Mi se pare injustă, dar nu o comentez. Adică modul în care... Da, dar vedeți, noastră, domnul Cumpănășoiu nu mai poate candida. Cu siguranță se va judeca. Poate va câștiga sau poate va pierde. Nu se știe. Că uite, nici în cazul domnului Părfulescu nu dădeam noi șanse mari de izbândă. Eu dădeam. Eu nu. Dar uite că s-a întâmplat, dar... Domnul Cumpănășoiu pierde această posibilitate de a candida. Adică, în fine. O să avem și soluții. Bun. Și pentru Berbești. Băile Govora avem candidat și vom câștiga alegerile. Ok. Același candidat. Același candidat, da. Bun.
Deci avem, suntem în momentul de față, clar, la, în da. Toate orașele vom avea Bălcești, candidați. Nu mai discutăm. Candidat. Acolo continuați cu domnul Oleca. Continuăm, acea zonă de sud a județului este în momentul de față preponderent galbenă și așa va rămâne și sper să și ne extindem. Adică... Cam pe nord a început să se roșească, dacă mă întrebați pe mine. Dumneavoastră v-ați dus în sud. Cred că ați încercat să cuceriți electoratul sudist, cel... cum să vă zic, cunoscut drept social-democrat și ați pierdut un pic partea aceasta de nord a județului Vâlcea. Poate că am început să pierdem. Am pierdut o singură localitate. Racovița a fost localitatea pe care am pierdut-o și anul 2024 vă asigur că tot ce e partea de țara a Loviștei o vom câștiga pe toată, păi fără niciun fel de probleme. Păi zic și eu că oamenii erau liberali pe acolo, erau haiduși până munți, până când au devenit PSD-ști, adică... Se mai întâmplă, să știți. Și eu am speranța că o să reușesc să duc o zonă care n-a fost aproape niciodată galbenă, să o îngălbenesc, adică zona asta dinspre Vâlcea, spre Horezul de care mă ocup, să pot să o îngălbenesc, pentru că am șanse mari în multe dintre localități. Am candidați buni. Păi stați un pic, Pietrariu e PNL de da. Mult. Acolo și domnul Moraru este chiar un primar destoinic. Da, eu știu, cred că de... Nu se pune problema. Deci am Frâncești, am... care nu se pune, nu am probleme. Frâncești PNL. Da. Așa. Așa, Uteșan care va rămâne și va câștiga în continuare, Pietrari, Băile Govora. Da. Ognele Mari. Avem o bătălie puternică. Aici aveți la, o bătălie la puternică. La Bunești am un candidat foarte bun și la Bărbătești și la Costești. Deci astea trei sunt obiectivele numărul 1: Bunești, Bărbătești, Costești. Da, da, sunt pietre tari toate trei, dacă toate mă întrebați trei. Pe mine. Dar pietre... sunt și primari care ajung la un moment dat, indiferent cât de ajungi la o la saturație, indiferent cât de lucruri bune faci pentru comunitate. Sunt de foarte mult timp primari. Bine, spre exemplu, dacă iată, luăm exemplul Tomșaniului. Cine ar fi credut vreodată că domnul Percu va pierde alegerile la Tomșani? Este clar că în politică niciodată să nu zici niciodată că lucrurile se pot schimba și până la urmă orice lucru nou este benefic. Am observat că dacă atunci când găsești un candidat care să fie determinat și își dorește să câștige acea primărie, cu cât este mai determinat și cu cât muncește mai mult, cu atât va reuși să facă, indiferent când în ce poziție pleacă și cât de în asta. Este clar că astăzi fiecare dintre primari pleacă cu un avantaj în campanie electorală. Dar păi îi ajută și procesul electoral. Sunt alegeri într-un singur tur de scrutin. Da. Dar și noi am avut localități unde primarul nostru a greșit, a îndeplinit toate obiectivele. Toate obiectivele. Da? Este vorba de... Nu vreau să dau nume. Ziceți, haideți, ziceți-vă ideea până la capăt. Da. Vă rog. Lupul Răspopescu era primarul nostru, a îndeplinit toate obiectivele și în campanie electorală spune la ce se mai merge, să mai facem în asta. Și au pierdut după așa. Ce și-au îndeplinit toate. Apă, canalizare, drumuri, da, asfalt. Da, Vâlceanul te amendează pentru aroganță. Da, aroganța este o chestiune pe care în politică nu trebuie să o ai. Deși avem genul ăsta de politicieni aroganți și exemple sunt multe în politica Vâlceanu, dacă vreți. Acum, nu mai care știu, n-au plătit neapărat. Nu mai știu care este, da, cum este bine sau nu. Că vedeți, dacă te preocupi să muncești și să aduci proiecte mari, să investești în județ, să crești nivelul de trai, ca să bunăstarea comunității, s-ar putea să te găsești, adică găsești întotdeauna pe cineva care te critică. Pare că astăzi e mult mai simplu să stai live pe telefon și să faci toată ziua live-uri din parlament, de pe unde te duci, fără să livrezi absolut nimic. Și stai foarte bine în sondaje. Dar asta ce spune despre, nu despre politicieni, despre cei care, iată, că pentru că ei totuși livrează ceva, material pe rețelele de socializare, da? Asta despre ce vorbim? Despre... Gândiți-vă că George Simion a încasat salariu, sau cei de la AUR încasează salariu să stea pe Facebook. Dacă vă uitați la proiectele legislative pe care le livrează sau care le propun amendamente la legi, nu, ele nu există. Singurul lucru pe care îl fac, stau live pe Facebook. Asta ce spune despre electorat? Vorbim de superficialitate? Vorbim de... Eu cred că lipsa de încredere în clasa politică. Păi bun, lipsa de încredere, dar unii au...
creiere să vadă că este lipsit de conținut. Oamenii totuși astăzi nu mai analizează, oamenii astăzi te judecă, din păcate. Și atunci când te judecă, nu văd ceea ce faci tu cu adevărat sau cât le dai. Nu văd că nu interesează dacă tu vii cu un proiect acum bun. Nu vă supărați pe mine, dar și dumneavoastră, nu dumneavoastră personal, cei de la PNL aveți și dumneavoastră partea dumneavoastră de vină. Proști comunicatori. Da, la nivel național vorbesc. Da. V-ați mai și asociat după ce i-ați făcut pe PSD și vai mama lor. Astea sunt lucrurile care ni le reproșează electoratul nostru. Am stat într-o zi de vorbă cu cineva, m-am oprit întâmplător pe stradă și mi-a zis: nu că v-ați asociat cu ei e problema, că ați venit, ați urlat, ați făcut campanie directă împotriva lor și apoi ulterior a zis: păi stai că nu mai sunt răi, sunt buni. Asta vine și îți dă într-o chestie, vine și te analizează ca și credibilitate. Da? Adică ori rămânem, ori nu rămânem. Vedeți, în situația asta. Din punctul acesta de vedere, mie îmi place tare mult atitudinea președintelui dumneavoastră de partid, domnul Buican. El a fost constant împotriva PSD-ului. Dom'le, și când ați fost aliați cu PSD-ul? În 2012 și acum. Și acum, singurul județ domnul Buican este împotriva PSD-ului. Vorbește împotriva PSD-ului. Are o poziție publică asumată împotriva PSD-ului, deși dumneavoastră guvernați cu PNL, cu PSD-ul. Da, dar nu e rău lucrul ăsta. Aia zic. Adică, deci nu e rău lucrul ăsta, pentru că în județul Vâlcea, bătălia politică se duce exclusiv între două partide, indiferent ce se PSD face. Și PNL. PSD și PNL. Altele nu mai au loc. Pentru și că aici mă duce cu gândul la următoarea preocupare majoră, ca să spun așa, nu neapărat a mea, ci sper eu ca celor care ne privesc, cine va candida de la PNL pentru președinția Consiliului Județean? Păi știți și dumneavoastră că sunt trei într-o competiție, așteptăm să vină rezultatele sondajelor și apoi vom lua decizia în interiorul partidului. Dacă mă întrebați pe mine, toți trei candidații, domnul Simion, domnul Victor Popescu și domnul Gric Chiroiu, mie mi se par oamenii candidați de sacrificiu. Aruncați într-o bătălie, aruncați pur și simplu în arena leilor. Da, dar știți că bărbații politici să călesc prin bătălii politice. Păi, da, acum, eu știu ce ziceți noastră, dar nici așa. La un moment dat stăteam și analizeam de câte alegeri am pierdut până am ajuns la guvernare, de câte rânduri de alegeri. Pentru că odată ce tu intri în această murișcă, este clar că trebuie să iei în calcul și că pierzi. Și ce se întâmplă dacă pierzi. Și trebuie să-ți asumi lucrul ăsta. Pentru că e ca la război. Nu te duci la război dacă nu-ți asumi că și poți să pierzi. Dar nu o să venim cu un candidat care să fie bun, să reprezinte valorile partidului, să reprezinte interesele primarilor noștri, așa cum a făcut de fiecare dată. Poate că am greșit câteodată, că am ales mai mult cu inima decât cu rațiunea, de data asta nu mai alegem. Așa, vom alege cu rațiunea, vom lua cea mai bună decizie, indiferent ce se va întâmpla. Sper. Da, deci astăzi... Sper, pentru că electoratul nu mai are răbdare. Lucrurile sunt cumva scăpate de sub control, pentru că, sigur, nu ați revenit cu genul acesta de investiții, însă până una alta mai sunt facturi de plătit. Mulțumim lui Dumnezeu că a fost iată o iarnă blândă. Am scos, vă spun, ne-a trecut glonțul pe la ureche în acest an. Ne-a trecut glonțul ăla, pentru că am fost obligați să intrăm în deficitul bugetar asumat, pentru că dacă nu țineam acest deficit bugetar jos asumat, nu luam tranșa de 2 miliarde, cea de tranșa a treia din PNRR, suntem campioni absoluți în Uniunea Europeană la banii atrași din PNRR până în momentul de față. România este cea mai dinamică țară în implementarea reformelor din PNRR și asta spune multe. Într-adevăr, acesta este un avantaj mare al majorității pe care o avem în momentul de față. Da, este un avantaj, pentru că atunci când ai o majoritate mare poți să vii foarte simplu să implementezi reformele, legile de care tu ai nevoie ca să accesezi banii din PNRR. Da. Da. Și prin faptul că am atras foarte mulți bani din fonduri europene, am depășit anul ăsta 97%. Da. Da. Ne-a dus în situația să trecem cu bine, mai bine decât multe țări dezvoltate din Uniunea Europeană peste această criză economică.
La anul nu se va mai întâmpla. Asta va fi un an din nou de o creștere economică. România este țara din Uniunea Europeană care are cel mai mare avans de a duce. Avem un avans major de a ne apropia de țările de vest. Eu cred că în 7-8 ani de zile o să depășim și Polonia. Și ce mă mai interesează și sunt foarte curioasă, pentru că, iată, sunteți parlamentar la primul mandat și am discutat cu foarte mulți parlamentari. Acest nu proces legislativ, ce se întâmplă în ședințele comisiilor de specialitate până ca lucrurile să ajungă în plen la vot, este vi se pare un proces sinuos, greu, complicat sau mai degrabă unul lejer, da? Mie mi se pare că această fabrică de legi, și anume Parlamentul României, are o producție foarte lentă. Nu mai are o producție lentă. Dacă analizați ce se întâmpla înainte, în comparație cu ce se întâmplă acum, nu mai e. Adică într-o hotărâre de guvern sau un proiect de modificare legislativă, în două săptămâni ajunge lege. Deci nu mai stăm la discuții. Adică săptămâna asta se duce în Senat, se trece în Senat dacă este o prioritate pentru guvern, adică un jalon în PNR, săptămâna următoare ajunge la Camera Deputaților și imediat este și promulgată. Adică merge, dacă nu este atacată la Curtea Constituțională de către opoziție. Dar vă spun că de aceea și sunt, dacă vă uitați dumneavoastră, în ultimii 2 ani de zile nu mai avem proiecte legislative personale ale deputaților care vin să se laude cu ele peste tot. Avem mult mai multe proiecte legislative pentru sprijinirea guvernului în vederea accesării fondurilor europene. Și mergem extrem de rapid aici. Și opoziția a înțeles lucrul ăsta și în multe situații votează cu noi. Da. Aici mă refer la cei de la USR, nu? Am înțeles. Nu știu ce se sinucit intelectual când citesc un proiect legislativ. Bun, iată că ajungem am ajuns cu pași rapizi la sfârșitul anului 2023, ajungem și la ultimul eveniment politic al anului 2023, și anume comemorarea marelui politician Ighe Duca, 90 de ani de la asasinarea liberalului Ighe Duca. Spuneți-mi, vă rog, Ce se întâmplă mâine la Horezu și la Ușani? Mâine la Horezu vom începe ziua la ora 10 cu depunerea de corona și cu alocuțiunea președintelui Nicolae Ciucă. Apoi deci domnul Ciucă vine la Vâlcea. Va veni la Vâlcea. Apoi vom merge la Ușani, unde are loc o slujbă de comemorare. După ne vom întoarce la Horezu, unde vom avea o dezbatere, o prezentare a proiectului legislativ privind punctele gastronomice locale, proiectul legislativ al președintelui Cristian Buican. Foarte tare mi se pare chestia asta. Ajunge, e o lege care permite, România intră în acel concept farm to table, unde o să încurajăm pe micii producători locali să-și deschide un fel de mini-restaurante în locuințele lor. În case, pur și simplu. Fără aviz de la DSP, fără toate lucrurile astea, decât cu un simplu aviz de la medicul veterinar care trebuie să verifice proveniența produselor. Asta categoric. Este clar. Da, clar că nu puteți să iei de la... Domnul Cazan, dar noi toți mâncăm acasă la noi. Cei care avem, sigur, în gospodărie găini, orătănii, porci și alte chestii, mâncăm fără avize. Fără avize, da? De la DSP. Și n-am pățit nimic. Suntem bine, sănătoși, pe picioarele noastre. Și da? prin acest lanț scurt, așa cum se numește, din farm to table, intrăm și noi într-o normalitate. Eu zic că vom dezvolta comunități locale. Am început deja să dăm și consultanță gratuită, încerc scuze. Foarte pentru interesant. Cei care vor să facă lucruri, să le arătăm că e foarte simplu de făcut. Nu le trebuie, nu e nici stufos, este foarte rapid și cred eu că vor dezvolta în curând multe familii care își cresc animale în curte să dea sâmbăta și duminica. Păi după ce vine Uniunea Europeană? 12 persoane o singură dată, adică nu într-o zi. Adică poate să le programeze pe câte două ore. Dar eu sunt sigură că vor avea nevoie de, ziceți, de casă de marcat. Dar ce era una asta? Domnul Cazan,
Noastră vă auziți? Dar ce e rău în asta? Adică nu văd. Adică, păi ce să faci, dule, cu casa de marcat? Că ai vândut, ce ai vândut? Un nou în tigaie, ce ai vândut? Păi nu e un nou în tigaie. Nu, stați că nu. Deci el o să fie o chestiune de fiscalizare, să merge pe un impozit forfetar. În primii doi ani de zile. Deci m-ați pierdut pe mine. În primii doi ani de zile încercăm să nu plătească nimic. Asta e proiectul nostru, ceea ce vrem să facem. Dar au nevoie de casă de marcat, nu? Ulterior, păi n-ai cum, altfel nu merge, n-ai cum. Trebuie să te fiscalizezi cumva. Peste tot e așa. Da. Și uite cât de încântată eram de acest proiect, dar din doar, după casa de marcat m-ați pierdut pentru că... Înțelegeți ce vă spun? Eu înțeleg ce spuneți dumneavoastră, dar... Nu funcționează lucrurile altfel. Nu au cum să funcționeze. Nu e normal, pentru că nu e normal ca unii să plătească și alții nu. Corect, dar găsiți o variantă ca să investești într-o... Nu să știți ce înseamnă cu o casă de marcat, cu Z. Dar poți să plătească direct cu cardul, nu o să fie niciun fel de problemă. Bine, există, haideți posibil, să terminăm, mai discutăm despre povestea asta cu punctele gastronomice și cu farm to table. Mi se pare extrem de interesantă, dar mi se pare și important cum o puneți realmente în aplicare. Vedem, realmente, a fost adică publicată, planul practic. Acum vedem cum ministerul va redacta normele. V-am zis, propunerea noastră este aceea, dar nu plăti 2 ani de zile taxe și impozite. Și ulterior, taxele și impozite se plătească la un venit forfetar. Am un deja vu față de PFA-urile alea cu impozitul după vremea lui Ponta, cum venea așa, deci terminai tu activitatea în 2000 nu mai știu cât și peste 2 ani de zile îți mai venea nu știu ce impozit de plătit. Deci gândiți-o bine pe asta, domnule deputat. O gândim foarte bine. Mulțumesc pentru prezență. Am ajuns la final. De-abia aștept mâine să ne revedem la Horezu și la Urșan. Doamnelor și domnilor, am ajuns la final. Alături de mine a fost deputatul PNL Laurențiu Cazan. Vă doresc o după-amiază plăcută. La revedere!